Astăzi o să vă propun ceva foarte interesant. Zic, am primit mai multe mesaje în privat în care doriți să vă verific mașini. Lucru pe care nu pot să-l fac pentru că, unu, nu e timp, doi, rapoartele de la Car Vertical costă niște bani și așa mai departe. Însă am contactat Car Vertical și i-am rugat să-mi trimită niște rapoarte gratuite în cont, și anume aproximativ 60, mai aveam eu vreo 10 și mi-au trimis încă 50. Și aș vrea să facem două sesiuni. Depinde cum merge prima, în care o să verific mașini trimise de voi, de pe OLX, înainte de a le verifica pe Car Vertical, ca să vedem ce găsim, dacă găsim vreo mașină de la vreun samsar care ne minte. Mașinile le voi verifica întâi pe la registrul auto român, pe aplicația online, ca să văd dacă mașina este înregistrată în România sau nu. Nu înțeleg de ce, dar se pare că foarte mulți oameni care plătesc Car Vertical, văd asta în Analytics, văd că își pun de curiozitate mașina nouă pe care și-au cumpărat-o din România. Adică, dacă ți-ai luat o mașină nouă din România, de ce îți bagi seria pe Car Vertical pe care o plătești ca să-mi spui după aia că n-ai aflat nicio informație? Păi ce să afli, că mașina a fost a ta de nouă, ce să afli de ea? Da, sunt mulți care au făcut asta și nu înțeleg logica, adică Car Vertical e bun ca să identifici mașini inundate din America, răsturnate, daună totală, furate, genul ăsta de mașini poți să le verifici ca să nu îți iei o țeapă, pentru că se dau multe țepe și cele mai multe țepe le dau vânzătorii care nu au curajul să pună în descriere seria de caroserie. Am verificat în particular, am vrut să mai fac un clip cu Car Vertical în care să mai curăț un pic internetul, să mai fac o sesiune de verificare de auto și nu am găsit decât cred că una, maxim din 20 verificate, pentru că aveau seriile expuse. Cei care își expun seriile de caroserie, cred că au folosit deja Car Vertical sau știu pe cineva care au folosit Car Vertical la mașina aia și nu au ce să-ți arate. Sau sunt informații corecte, sau nu au nimic de ascuns. Dar sunt vânzători care nu îți dau public seria de caroserie decât dacă le-o ceri și poate că nu știu de Car Vertical și atunci poate poți să-i prinzi. Ideea este că dacă folosești Car Vertical și aplicația gratuită de la RAR și faci o verificare mecanică și faci o diagnoză completă și dacă are istoric de service, totuși sunt șanse destul de mici să te țăpești. Asta este părerea mea. Dacă te duci în primul parc și nu te interesează ce cumperi de la primul samsar, atunci șansele sunt foarte mari să iei o țeapă. În altă ordine de idei, cum va funcționa acest mic giveaway care îl voi face împreună cu Car Vertical? Îmi trimiteți pe e-mail, pe 99vehiclestv@gmail.com, îmi trimiteți, vă rog, doar subiect, fără niciun mesaj. Îmi trimiteți seria de caroserie, de exemplu, Audi A4, seria VIN, WAUZZZ, ce urmează, an de fabricație, motorizare. Atât, fără text, fără nimic. Iar eu le voi analiza și o să revin cu un video update cu mașinile voastre pe care eu le voi verifica. Vă zic de acum că s-ar putea să fie dureroase rezultatele, că o să fac și puțin divertisment și poate mai curățăm puțin piața auto la mâna a doua de samsari. Dacă funcționează bine această sesiune de 20 de verificări, poate o să mai contactez Car Vertical și plus cu ce mai am eu rămas, să facem încă o sesiune. Aștept comentariile voastre, aștept mail-urile voastre, ne vedem în următorul video cu verificările auto.